Hello guys, this is Diana and she wants to cut someone hair for free. She's my best friend and hopefully we find someone today. Ce faci de obicei sau? Necalificat. Orice mi se arda. Familia ai? Am, dar am pierdut legătura cu ei și nu mai știu. Nu mai știu cum e maică mea. Mama a muncit în Italia o perioadă și am pierdut legătura cu ei. Ceva timp. Dar de ce? V-ați certat sau pur și simplu nu faci? N-am pierdut eu telefonul. N-am mai avut... Eu sunam de obicei de la cabine public și n-am mai avut posibilitatea. Așa am pierdut. Și n-ai mai încercat după aia de la nimeni, așa? Nu. E mai greu să găsesc. Înainte l-aveam pe internet, dar acum n-am mai avut unde să intru la internet. Asta a fost. S-au închis, multe locuri n-au fost primit, mi-a zis că nu sunt bine vestit, că nu sunt prezentabil și... De ce nu ești bine? Nu le-a plăcut de mine. A zis că e pentru copii, că nu știu ce. Nu m-a lăsat să folosesc. Intr la internet. Eu sunt plecat din România. După ce am terminat stagiul militar. Și nu te-ai căsătorit sau nu? N-ai copii, familie? Nu. Și ce ai făcut după sau în străinătate? Ce munceai? N-am făcut mai mult decât tot așa, n-am mai avut nevoie. Am trăit. Am înțeles. Și școală ai făcut? Liceu? Ceva? Am făcut. Am terminat o complementară și am mai absolvit niște cursuri. Niște cursuri plătite. De ce ai ca ce? Ospătar, niște cursuri ca să poți să mă angajez pe vase, dacă vreau să lucrez pe un vas. Și în ce zonă te-ai născut sau unde ai copilărit? În Galați. Și de acolo ai ajuns în străinătate și după aia ai revenit în România? De sănătate sau alte feluri de probleme? Am avut interdicții. Interdicții să stai acolo sau? Da. M-au prins și au văzut că n-aveam voie să fiu acolo. Asta după mulți ani. Și casă nu aveți în România sau doar? Asta, că nu mai țin legătura cu ei. Nu mai știu nimic așa. Domnule, s-au vândut acolo, nu s-au luat. Și frați și surori mai ai? Da, dar... Nu am avut treabă cu ei. Ei aveau altă ancorare. Eu aveam prietenii mei, după ce am terminat stagiul militar, n-am mai avut nici prieteni, n-am mai avut prieteni de școală. Mulți au căsătorit, au făcut copii.
Am plecat în străinătate. Care e cea mai mare dorință ta? Cum să n-ai? Trebuie să ai. Viața merge așa. Când am treabă cu poliția, asta e cea mai mare dorință. Dar de ce ai avea treabă cu poliția? Păi, eu nu am treabă, ei au treabă. Să leagă de tine? Da. De ce? Dacă banii n-ar fi o problemă, ce ți-ar fi plăcut să faci în viața asta? O sală de internet. Sală de internet? De ce? Ca să poți să vină lumea să se distreze și... Vezi o meserie. Mulțumesc că ai vorbit cu mine. Thank you for listening to Cristi's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at purpleedits.com. I hope to see you again next week.